Bă, știi ceva? Ia că mi-a venit o idee. Dacă tot vrei tu să fii corect și să rezolvăm problema asta odată pentru totdeauna, du-te și bate-te cu el. Ce? Ce ai auzit? Du-te și bate-te cu el. Nu, tu ai luat-o rază, am pus să mă bat cu el. Este șansa ta perfectă să te răzbun și să pui capăt odată pentru totdeauna acestei lucruri. Ai vreo varianta corectă? Eu sunt la varianta corectă. Sau cumva ți-e frică? Căutăm și noi un antrenor care să mă antreneze pe mine pentru meciul de la sfârșitul lunii. Ce vrei să mă? V-am zis, căutăm un antrenor care să mă antreneze pe mine pentru meciul de la sfârșitul lunii. Te-ai mai antrenat? Da, de 4 luni fac. De 4 luni? Da. Păi tu ai impresia că în 4 luni te poți bate cu ăștia care deja sunt profesioniști, au meciuri în picioare? Păi te-ai șanse 99% să pierzi. Deci înseamnă că am 1% șanse să câștig. S-ar putea. M-a întrebați? Dacă ar fi să dau timpul înapoi, probabil aș schimba multe. Mi-aș fi văzut mai mult de treaba mea, dar în același timp pot să zic că am învățat din greșeli și știu ce nu trebuie să mai fac. Viața mea a luat o întorsătură la care nici eu nu mă gândeam, însă una dintre cele mai prețioase lecții pe care le-am învățat a fost aceea să nu renunți, chiar dacă șansele sunt de doar 1%. Despre tine, mamă, pot doar să zic că atunci când te vei trezi, voi fi băiatul pe care ți l-ai dorit mereu, fără să mai fac nicio prostie. Dar înainte de marea confruntare, trebuie să rezolv toate lucrurile. Pentru mine este foarte important să fiu corect, așa cum am zis. Dar mi-ai spus până ziua de astăzi, ce te face să... Pentru că vreau să fiu corect. Cu ce? Cu orice! Antrenorule, vreau să te întreb și eu ceva. Orice. Am răspuns sincer? Orice. Ce șanse am să câștigați? Dacă ajungi în finală, vei ajunge cu Robert.
picioare și boxează bine. Păi cu el și vreau să ajung, dacă n-ajung cu el mă retrag. Aha, deci cu el e ceva de împărțit. Da, cu el. Deci, ce șanse am să câștigați? Eu ți-am spus de la început că e aproape imposibil. Tu ai vrut. Ai succes. Ai și că o să știi niciodată. Pătează-ți credința. E momentul tău. Chiar dacă șansele sunt mici, fă-o pentru mai mult. Vreau să vorbesc ceva cu tine. Spune. Dar mai întâi de toate am un cadou pentru tine și pentru John. Ce cadou? Reînscrierile voastre la liceu, implicit la BAC. Cum ai reușit să faci rost de așa ceva? Ce mai contează? Mulțumesc voi mai încolo. Dar nu despre asta vreau să vorbim, e ceva mult mai important decât asta. Am nevoie doar de un minut să explic toată situația asta dintre noi doi. Te ascult. Pune stânga pe ei, nu stai. Eschivăiești cu eschivăiești. Bravo, continuă cu spui stânga pe el, continuă cu stânga pe el. Bravo. Da afară, că intre-s. Poți să faci asta, e bine, bravo, e bine, poți să faci asta. Poți, știu, bravo! Thank you.
Pagina de Instagram al lui Radu printr-un like.